În Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 3, cu versetul 7, stă scris L-a apucat de mâna dreaptă și l-a ridicat. Îndată i s-au întărit tălpile și glesnele. Versetul acesta prezintă vindecarea unui olog din naștere, aflat zilnic la poarta templului pentru cerșit. Petru și Ioan trecuseră pe acolo în multe ocazii și cunoșteau așteptările. De data aceasta s-au oprit și i-au zis: Uită-te la noi! Probabil i-au sclipit imediat ochii de curiozitate să vadă ce culoare au bagnotele. Atunci Petru i-a zis: Argint și aur n-am, dar ce am, îți dau! În numele lui Isus Hristos din Nazaret, scoală-te! și umblă. L-a apucat de mâna dreaptă și l-a ridicat. Îndată i s-au întărit tălpile și glesnele. Imaginea aceasta cu mâna întinsă după ajutor este mai reală ca oricând, la fiecare pas existând oameni care așteaptă să fie ridicați. Miercuri 10 februarie 2021, ora 13.35, în stația de metrou Dristor 1, o fată de 16 ani observă că metroul se apropie și sare în fața lui pentru a se sinucide. O altă fată, Alexandra, care era în apropiere, a strigat o să se ridice. Parcă trezită dintr un vis urât, fata s-a ridicat de pe șine, întorcându-se spre marginea peronului. În momentul imediat următor, Răzvan, un alt călător, a alergat spre marginea peronului strigând dă mâna!" întinzând mâna. A fost trasă de pe șine exact în momentul în care metroul ajungea în stație, ștergându-i numai piciorul. Este impresionantă imaginea aceasta cu mâna întinsă. Mâna celui disperat și mâna salvatorului. 15 secunde a durat experiența de mai sus, și s-a încheiat cu cei trei protagoniști îmbrățișați. Nimeni nu s-a gândit la distanțare socială. Secunda a opta a fost momentul în care mâinile au fost prinse și fata salvată. Și astăzi sunt mulți tineri la opt secunde de moarte, cu mâinile întinse după ajutor, așteptând un sfat, o încurajare o Pe peronul lumii postmoderne trecem în viteză pe lângă persoane cu mâna întinsă. Uneori preocupați să le observăm, dar ele sunt acolo și au nevoie de noi. Uită-te țintă la oameni, observă, apucă-i de mâna dreaptă și întărește-le tălpile și glesnele.